O provocare inedită a fost lansată în mijlocul unei dezbateri în cadrul ședinței Consiliului Județean Caraș Severin. Romeo Dunca l-a provocat pe Ioan Crina, cel care mai mereu se opune inițiativelor sale, la un concurs de mecanică. Deși l-a acceptat inițial, Ioan Crina și-a nuanțat poziția, spunând că fiind inginer, îl va ghida pe un alt mecanic. Știți ce înseamnă un excavator și un buldoexcavator? Domnul Crina, știu să le și repar și știu să desfac și segmenții să-i scot de pe cilindru. Da, vă cred că știți. Atunci, dumneavoastră, nici asta nu știți. Nu știți. Ne punem aici să desfacem un motor. Hai. Jos. Vreți? Hai, da. Haideți. Aici în piață. Aici în piață. Când? Când vrei. Acum, hai de jos. Suspendăm ședința, demontăm o mașină acum. Vreți să o demontați cu mine? Eu o demontez. Dar să o puneți și înapoi. Și înapoi. Când vreți, când începem? Când vreți. Vedeți că de demontat e simplu, domnul președinte. Bun, începem când? Ai uitat? Duminică, vineri. Vineri după masă aducem două. Ce mașini vreți? Două Dacii, le facem bucăți aici? Nu știu, ce vrei. Păi nu, noi lucrăm și cum? Nu vineri, că-i Paști, după vineri, sigur. Auzi, nu-ți fă niciun fel de problemă. Domnul președinte, eu sunt inginer de meserie și chiar știu chestiile astea. Haideți, și doctor în economie sunteți și ați nenorocit atâția oameni. Haideți, păi ați nenorocit, păi da, le-ați luat banii, plâng după dumneavoastră. Domnul președinte, ați făcut Consiliul Județean bucăți. Haideți, când doriți, domnul Crina? Când după vreți. Paști? Da, eu nu o să lucrez, eu o să spun. Fiindcă eu sunt inginer, nu șofer. Haide, băi, domne, eu o să haide. Spun pe cineva, eu sunt inginer, așa asta face inginerul, șoferul desface. Eu haide. Sunt inginer, îl pun pe domnul să desfacă. Dumneavoastră desconsiderați. Să acolo, dumneavoastră, eu sunt la meserie inginer. Dumneavoastră știți că cei mai buni ingineri sunt ăia care știu și să facă. Dar nu știu eu știu să fac, dar nu înseamnă că trebuie să fac. Deci eu... Poți să vă aduceți unul aici, un mecanic, și eu îi spun exact ce să facă și cum să facă. Dar nu mă pun eu, de șurubărit fac șoferii, nu eu. Extraordinar, extraordinar. Deci eu nu numai că spun, eu și pot să fac, domnul Crina. Într-o conferință ulterioară ședinței Consiliului Județean, Romeo Dunca a declarat că poate oricând să-și arate măiestria în demontarea și montarea unei mașini, numai să aibă adversar. Eu n-aș fi avut nimic împotrivă, dar iarăși Crina a dat-o la întors, n-ați văzut că el mă spune că nu știu. Eu, acum, dacă n-aș fi știut ce trebuie făcut și cum se gestionează utilajele, știu ce trebuie făcut, știu și cum. Și cum, adică chiar și practic aș putea să, mai mult decât, deci eu nu sunt inginer, am și eu studii superioare, am școală superioară, dar nu sunt inginer, dar eu știu și ce trebuie și chiar am și făcut și chiar n-am nicio emoție cu domnul Crina, el nici nu se mai poate îndoi de spate, că e... Deci va fi sau nu va fi? Va fi sau nu va fi ce? Eu l-am invitat, dânsul Nazu, că ne-a spus că el poate să dea ordine.